Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge, unde astăzi o să facem 24 de ore purtând unghii foarte lungi. Așa că imediat o să vă arăt proiectul pe care o să-l facem cu unghii, dar înainte de toate vreau să dați un mare, mare like. Aveți 3 secunde la dispoziție. 3, 2, 1. Dacă nu ați dat like, dă încă o dată like. Vreau să ajungem la 20.000 de like-uri pentru următorul challenge și bineînțeles să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, Florentin Hriscu, pe care o găsiți în descriere. Perfect! Acestea fiind spuse cu toate reclamele și așa mai departe, vreau să vă explic despre ce este vorba în acest challenge. Am pregătit pentru voi, stați așa puțin să schimb mâna, e puțin cam nașpa să țin camera cu unghiile. Fac diferite activități, nu știu, spăl pe jos, îmi fac părul, mă spăl și așa mai departe și o grămadă de nebunii și mai vedem noi pe parcursul acestei zile. Cu unghiile acestea, cu oribilitățile acestea incredibile, eu am crezut că o să fie puțin mai mari, dar credeți-mă că sunt extraordinar de lungi. Cred că se vede. Deci da, nașpa rău și credeți-mă că se simte foarte nașpa. Dar o să trebuiască să mai pun și la mâna cealaltă. Așa că îi dăm drumul la challenge deja. Hai să-i dăm bătaie! Având în vedere că deja mâna asta mi le-am pus, o să trebuiască să mi le pun acum pe mâna dreaptă. Avem aici lipiciul. Mamă, ce divă mă simt pe jos. Ok, o să pun. Încă și nasul, nu mă scarpe la nas. Ah. Uite un lucru bun. O să facem în felul următor. O să facem un sondaj la sfârșitul acestui video. Ce lucruri au fost bune, astfel încât să porți unghii, dita mai unghiile, pentru că a fost o grămadă de femei care să poarte unghii lungi și nu le văd rostul. Și o să facem un sondaj dacă este bun sau rău, care sunt avantajele și dezavantajele la unghiile acestea. Pentru că m-au omorât, credeți-mă, mai ales toate femeile din showbiz au unghii false, dive. Ok, am dat ăsta pe... Nu am dat pe jos. Trebuie să pun prima oară lipiciul, să se pună unghia. Ok, iar acum trebuie să selectez unghia. Cred că asta e, nu? Asta e? Trebuie să țin un minut aici și așa o să fie la fiecare deget. Păc de greu ies-o. Ca să fiu sincer cu voi, nu am reușit să-mi pun singur unghiile acestea, am fost ajutat. Deci, cam aceasta o să fie chestia pe care noi o să facem timp de 24 de ore. O să apuc telefonul! Faza e că dacă dau peste unghi, mă doare de umor. Și cum tastez eu pe telefon acum? Păi dar nu pot să-l aprind, că îmi trebuie touchscreen-ul. Stai. Pe bune. Haa, mă! A, gata. Ok, parola. Bă, mi-a sărut unghia. Bă, mi-a rupt unghia. Așa, acum trebuie să fac ca o divă din aia. Nu! Mi-am rupt unghia! Știți divele alea, când își rup unghiile? Aha, doamne, m-am rupt unghia, dragă. Trebuie să mă duc să-mi fac manicura. Cât de cringe a sunat asta, a strigat ura. Că-s monstru, că ăsta arată absolut oribil cu chestiile astea. Având în vedere că ne aflăm într-o casă, trebuie să spălăm vasele acum. Și un dubiu, hai să vedem dacă e ok sau nu să spăl vasele cu dita mai... Ai chestiile astea, nu știu să le... Cum apuc eu buretele, frate? Cum apuc cana, bă? Au. Ce ți-a apucat? Hai, mi-a căzut unghii, dar nu contează, hai că continuăm. Nu merge, deci nu pot. Să spăl vase cu unghiile acestea oribile e absolut imposibil. Deci e, practic, minus un punct. Acum, o să vreau să continuăm acest challenge fără o unghie și vreau la sfârșitul challenge-ului să vedem cu câte unghii o să rămânem. Măcar așa mai folosesc și eu un deget liber. Iar acum urmează să gătim, practic o să încerc să tai un usturoi. Na, nu prea sunt eu mare bucătar, nici măcar nu știu ce folosesc cuțitul la usturoi. Aba da. E, uite! Cuțitul poți să-l ții? Ce ai, mă, cum o lung? N-ai cu... Uite, mă, că merge! Să-l trec așa. Se curăță! Tăiem căpățâna. Tăiem și cealaltă căpățână. Doar partea asta e curățată, dar în rest nu prea e curățată, deci să zicem că am făcut aici de tama mizeria și nu o să mai fac așa ceva în viața mea. Deci să gătiți cu unghii,
iarăși minus un punct. Până acum nu am găsit niciun dezavantaj. Fiți atenți ceva, un lucru care nu-mi plăcea la mie când eram la școală. Oh! Ia. Mă scriți așa pe creier. Oh. Am nevoie la baie. Deci nu o să vă iau cu mine. Îmi pare tare rău. O să încerc și o să văd cum stau cu telefonul. Mă duc la PVC, mă duc, ca să văd cum fac treburile și chestiile astea. A fost cea mai groaznică experiență din viața mea. Și nu vă închipuiți ce trebuie să faceți în momentul în care trebuie să vă faceți nevoile și să vă ștergeți. Cum văd? A, uite că am reușit. Ok. Așa. Și azi ajută. Ok, am reușit. Ce fac, fetele? Ce? Îți plac unghiile mele? Tu nebuno. Tu nebuno, îți plac unghiile mele? Băi, nu-mi roade unghiile. Știi cât am dat pe unghiile astea? Am fost la manicură și am dat 10 milioane am dat. Îți place, te scarpe în cap, nebuno. Încă un lucru la care m-am gândit eu, că mulți care au unghiile acestea mari, de fapt multele care au unghii mari, ar fi cum scriu ele la calculator. Și ok, hai să vedem și noi. Scriem și noi. Mamă, deci faza e că cu partea asta, deci nu poți să ating la tastatură, trebuie să apăs direct cu unghia. Ia. Cum să... Uite că merge să scriu. Porți unghii foarte... Mi-am rupt unghia. Vai, nu cred că mi-am rupt unghia, frate. Foarte lungi. Mi-am rupt unghia asta. Enter. Ce am scris acolo? Cum să pui unghii foarte lungi? Da, deci am scris corect. Enter. Și vedem ce ne dă. Vrei să spui unghii cu gel? Ce trebuie să știi înainte să le montezi? Nu trebuie să știi nimic. Uitați-vă la mine. Cât de naciudat. Dacă nu vă dați un like acum momentul ăsta, vreau să dați un mare like pentru sunetul acesta. Mi se șoptește în spatele camerei. Taci o parte în mea. Hai. Ok. Avem niște protocale pe aici. Protocale. Cum deschidem această portocală, având aceste unghii? Om versus portocală. Ce ostură! Și-am crezut că mi-e ușor când îți dai unghia. Mamă, ce mi-a sărit, am crezut că mi-a sărit din carne toată unghia, mă jur. E nașpa pentru că am lipit unghia cu lipici. Și e nașpa senzație, e ca și când s-ar rupe unghia. Dar măcar am portocala. No, deci altă metodă nu găsesc decât așa. 1-0 pentru portocala. Nici pentru chestia asta nu sunt bune unghiile. Ușor să nu rup unghiile. O să încerc să văd cum să fac în bulgări acum. Cu unghiile. Ia. Vai! Ce mișto se vede ea. E rece în loc. Cât e rece, dar nu merge făcut bulgări, că e zăpada în nașpa. A, uite că merge. Uite, mă, primul bulgăre făcut vreodată cu unghii foarte, foarte lungi. Deci da. Mi s-a rupt unghia asta. La mâna asta mai am două unghii și la mâna asta am patru unghii. Mamă, cât aici gerul e afară. Deci da, aruncăm unghia asta. Nu mai avem nevoie de ea. Mi-au înghețat degetele, mi-au înghețat unghiile în mine. Hai înapoi în casă. Nici nu vă vine să credeți cât de greu mi este să țin camera asta în mână, pentru că este al naibii de greu. Și la mâna asta mi-au mai rămas 4 unghii.
iar la mâna cealaltă două unghii. Îmi cad foarte, foarte repede și e nașpa senzația. Până la urmă, concluzia este nu mai purtați unghii lungi, pentru că nu veți fi în stare să faceți absolut, absolut nimic. Eu nici acum nu înțeleg de ce tot... Știți voi, le vedeți pe la televizor, nici mai are rost să mai comentez. Așa că dați un mare like la acest challenge dacă v-a plăcut și puteți să-mi lăsați idei și sugestii de următoarele challenge-uri. Să facem și noi 20.000 de like-uri la acest video și bineînțeles să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram. Așa că eu sper că v-a plăcut acest challenge. Vreau doar să vă mai zic că voi fi și mai tari, cei mai tari lansatori și ne vedem în următorul episod. Și Doamne ajută să ajungem cât mai repede la 1 milion de abonați și vă mulțumesc tare mult. Salutare!